Bună ziua, bine v-am regăsit, urmăriți informațiile orei 15. Coaliția de guvernare stă pe un butoi cu pulbere. După ce Vlad Voiculescu a fost demis la pachet cu secretarul de stat Andreea Moldovan, se pare că vicepremierul Dan Barna nu și-ar dori interimatul de la sănătate. Sunt deja vehiculate mai multe nume de înlocuitor, însă problema ar fi că acum cei din USR Plus ar vrea ca și premierul Florin Câțu să plece acasă. Dar mai multe detalii despre tensiunile din coaliția de guvernare și despre modul în care s-ar putea relua guvernarea în plină pandemie ne va oferi în doar câteva momente colega mea, Gabriela Mihai. Între timp, bursa zvonurilor este în plin avânt. Adrian Viner, Nelu Tătaru sau Alexandru Rafila sunt doar câteva din numele vehiculate să preia portofoliul de la sănătate. Ce șanse au fiecare parte, ne spune imediat colega mea, Gabriela Del Pupo. Așadar, pe surse, USR Plus s-ar cere acum nici mai mult, nici mai puțin decât demisia premierului Florin Câțu. După cum vă promiteam, cu toate detaliile, ni se alătură colega mea Gabriela Mihai. Gabi, ești în direct, te rog. Am găsit în scurt timp, vom avea prima reacție oficială a lui Dan Barna pe acest subiect. Vicepremierul, căruia i s-a propus să preia funcția de ministru interimar în cadrul Ministerului Sănătății, însă pe care, conform anumitor surse, Dan Barna ar fi refuzat-o. A avut loc o ședință în biroul politic al USR Plus, o ședință în urma căreia s-au luat decizii și, conform anumitor surse, una dintre deciziile luate este cea referitoare la faptul că USR Plus și-ar dori să rămână în continuare la guvernare, în coaliția de guvernare, însă condiția ar fi aceea ca premierul Florin Câțu să plece din funcție. Rămâne de văzut dacă așa va fi sau nu, în contextul în care, așa cum spuneam, în scurt timp va face declarații Dan Barna. Cert este însă că am văzut și poziția lui Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Acesta a spus foarte clar că în continuare Partidul Național Liberal îl susține în funcția de premier pe Florin Câțu. Nu s-ar pune problema ca acesta să plece din funcție și că totodată așteaptă din partea USR Plus să vină cu următoarea propunere pentru funcția de ministru al sănătății. Desigur, vom vedea până la urmă dacă USR Plus va veni cu această propunere și dacă va fi de acord cu Partidul Național Liberal. Trebuie, desigur, să fie convocată și o ședință a coaliției de guvernare, o ședință la care toate părțile să se așeze la masă și să cadă de acord în privința unei decizii. Nu a fost deocamdată convocată această ședință, însă spunea Ludovic Orban că este nevoie să fie luate decizii pe mai departe, iar aceste decizii nu trebuie luate la cald, nu sub imperiul emoțiilor și cel mai probabil că în această seară sau mâine liderii coaliției de guvernare se vor întâlni pentru a lua o decizie în ceea ce privește guvernarea pe mai departe, pentru că, așa cum spuneam, cei din USR Plus ar trebui să propună un nou ministru pentru portofoliul de la sănătate. Pe de altă parte, sunt surse care susțin că cei din USR Plus au luat decizia de a merge mai departe, însă nu ar fi de acord cu premierul Florin Câțu și și-ar dori ca funcția de premier să fie preluată de altcineva. Vom vedea așadar în scurt timp declarațiile lui Dan Barna. Important de menționat încă o dată este că acestuia i s-a oferit această variantă de a prelua interimar Ministerul Sănătății. Dan Barna ar fi refuzat acest lucru. Prin urmare, dacă interimatul nu va fi asigurat de vicepremierul Dan Barna, este posibil ca acest lucru să îl facă chiar premierul României. Rămâne până la urmă de văzut ce decizii se vor lua. Așteptăm declarațiile lui Dan Barna în scurt timp. Mulțumim foarte mult, Gabriela Mihai a fost în direct, bineînțeles. Declarațiile despre care vorbește colega mea vor putea fi urmărite în direct pe B1 TV. Coaliția depinde de niște valori, nu de oameni.
Asta a explicat premierul Florin Câțu și astfel și-a justificat decizia de a-l demite pe Vlad Voiculescu. A doua zi după ce Ministerul Sănătății a schimbat criteriile privind carantinarea localităților. Șeful guvernului a transmis că are în continuare încredere deplină în această coaliție de guvernare, în ciuda nemulțumirilor celor de la USR. Ca să avem succes în această luptă cu pandemia, întotdeauna am spus că este nevoie de încredere în instituțiile statului, instituțiile care administrează această perioadă dificilă. În acest context și pentru a mă asigura că încrederea în instituțiile statului rămâne, am decis astăzi să fac o modificare la vârful Ministerului Sănătății. Vreau să-i asigur pe toți românii că eu cred cu tărie în această coaliție de guvernare, pentru că este o coaliție guvernare care s-a constituit în urma votului românilor, în jurul unor valori, al unor idei și nu în jurul unor persoane. Vă doresc tuturor sănătate și trebuie să avem o campanie de vaccinare de succes. De aceea vă îndemn pe toți să vă înregistrați pe platforma de vaccinare. PNL îl susține în continuare pe Florin Câțu după demiterea lui Vlad Voiculescu. Președintele liberal Ludovic Orban a anunțat că nu ia în calcul o altă soluție politică de guvernare decât actuala coaliție. Orban i-a dat dreptate premierului în cazul deciziei și le-a transmis celor de la USR Plus că nu au niciun motiv de supărare, pentru că pot desemna un alt ministru. Am luat act de decizia domnului prim-ministru Florin Câțu de a elibera din funcție ministrul sănătății. A venit picătura care a umplut paharul, în care totuși nu pot să emiți un ordin privitor la restricții, privitor la carantinarea localităților, fără să consulți premierul. Nu mai vorbesc de Institutul Național de Sănătate Publică, specialiștii din cadrul Comisiei Anticovid și așa mai departe. Pentru Partidul Național Liberal nu există o altă soluție politică de guvernare decât actuala coaliție de guvernare și că din punctul nostru de vedere, această decizie a domnului prim-ministru Florin Câțu este o decizie care nu are nicio legătură cu decizia noastră politică fermă de a menține actuala coaliție de guvernare. Tot USR Plus să desemneze un ministru care să gestioneze cu responsabilitate domeniul și care să aibă capacitatea de a lupta eficient pentru creșterea calității actului medical și pentru bătălia împotriva pandemiei. Îl susținem în acest demers pe domnul prim-ministru și considerăm că este mai importantă pentru România buna guvernare decât persoana unui ministru. Premierul are deplina capacitate de a propune astfel de decizii. Partea politică a liderilor care o conduc. Demiterea în această dimineață de către premierul Câțu a ministrului Sănătății Vlad Voiculescu este o decizie unilaterală și, din punctul nostru de vedere, imatură politic, care ridică foarte mari semne de întrebare asupra capacității premierului Florin Câțu de a conduce o coaliție funcțională în această perioadă foarte complexă și delicată pentru România. Ne-am asumat în momentul în care am constituit acest guvern de coaliție să luăm deciziile majore împreună prin consultare și prin dialog și asta s-a întâmplat până astăzi. În această dimineață am fost invitat de premier la o discuție în care mi-a comunicat o decizie deja luată și transmisă președintelui României. Nu a existat nicio consultare anterioară, nici astăzi, nici ieri, nici în ultimele zile legate de o astfel de decizie, cu atât mai mult cu cât luni în ședința coaliției agreaserăm că ne reîntoarcem la obiectivul de guvernare și ieșim din acest joc de balet politic în care fiecare își încearcă să-și mărească impresia artistică. Este o decizie care aruncă
coaliția de guvernare într-o criză majoră. Este o decizie prin care, din acest moment, premierul Florin Câțu nu mai are susținerea Alianței USR Plus. Vlad Voiculescu, încă din prima zi a mandatului, a intrat într-o luptă cu sistemul de sănătate corupt și căpușat, o luptă foarte complexă și am văzut reacțiile foarte vehemente și foarte dure și linșajul de presă care a fost direcționat asupra lui în ultimele săptămâni. Transparentizarea actului de guvernare, demararea procedurilor pentru construirea de noi spitale, concursurile la casele de sănătate, sunt toate măsuri demarate la Ministerul Sănătății, care evident s-a lovit de un blocaj foarte mare. Un alt element pe care vreau să-l clarific ține de anunțul din această dimineață legat de preluarea de către mine a interimatului la Ministerul Sănătății. Este o altă decizie unilaterală care a fost luată fără consultarea USR Plus, fără consultarea sau informarea mea la vreun moment dat în afară de decizia finală, și este o decizie care confirmă din nou imaturitate și lipsă de înțelepciune politică. Am discutat cu președintele României și vom găsi o soluție și pentru această soluție. S-a vorbit foarte mult în spațiu public despre evaluarea și dreptul premierului României de a evalua miniștrii. În fiecare intervenție publică am confirmat acest lucru, da, există acest drept al premierului de a evalua performanța miniștrilor. S-a discutat și săptămâna trecută și luni la coaliție despre acest demers de evaluare de către premiera miniștrilor. Numai că demisia din această dimineață nu se bazează pe nicio evaluare. Nu există nicio evaluare a ministrului Vlad Voiculescu în urma căreia să fi putut discuta această concluzie și această decizie pe care, înțeleg foarte frumos, premierul și-a asumat-o în mod unilateral. Numai că o coaliție de guvernare nu poate să funcționeze decât dacă există respect. Cât timp partenerii importanți din guvernare, partenerii importanți din coaliție sunt tratați la subiectul și după ce am luat decizia să nu uităm să informăm și pe ei, nu avem cum să guvernăm mai departe funcțional România. O astfel de decizie, și repet, nu există nicio evaluare. Suntem de acord, da, miniștrii trebuie evaluați, da, este un atribut al premierului, numai că nu trebuie să vorbim despre evaluări dacă ele nu există. În momentul de față nu este o astfel de evaluare și aceasta este o altă problemă majoră legată de decizia de astăzi. Cerem o întâlnire de urgență, astăzi sau cel târziu mâine, a coaliției, pentru a avea un dialog responsabil, acesta este cuvântul cel mai important, cu domnul președinte Ludovic Orban, cu domnul președinte Kelemen Hunor, pentru a discuta retragerea încrederii premierului Câțu și a discuta soluția prin care USR Plus continuă să păstreze responsabilitatea alături de PNL, alături de UDMR, în ceea ce înseamnă România de după guvernare, în ceea ce înseamnă România de după criză și în ceea ce înseamnă România care începe să se însănătoșească. Faptul că stăm de săptămâni întregi într-un balet politic, fără să fim atenți, fără să vedem un sprijin al premierului, este o problemă foarte, foarte dramatică pe care vrem să o clarificăm în cadrul coaliției. Și spun asta pentru că, și dumneavoastră știți foarte bine, îi se reproșează lui Vlad Voiculescu lucruri pe care nu le-a avut niciun moment în control. Campania de vaccinare este coordonată direct de către premierul României. Campania de vaccinare este decisă de premierul României și faptul că suntem pe unul din ultimele locuri, 25 din 27, la nivelul Europei, în condițiile în care am pornit foarte bine și am fost în primele zile sus, nu arată nici performanță și nici înțelepciune strategică. Ori din această perspectivă, o discuție în coaliție foarte importantă, sper să aibă loc, repet, ori astăzi în această seară, ori mâine dimineață, pentru a decide cum merge mai departe, pentru că USR Plus rămâne asumat pe responsabilitatea de a face reforme în această guvernare. Deci acest guvern nu mai există. Acest guvern nu mai există, nu? Acest guvern funcționează, acest guvern există. Vom avea o discuție în coaliție astăzi pentru a vedea cum merge mai departe. Președintele PNL, Ludovic Orban, spunea că Florin Câțu are toată susținerea Partidului Național Liberal. Ce se va întâmpla dacă PNL va decide să-l susțină pe Florin Câțu și să nu-l retragă din funcția de premier, așa cum cereți dumneavoastră? Ia în calcul Alianța USR Plus să iasă de la guvernare? Eu am toată încrederea în înțelepciunea coaliției USR Plus PNL-UDMR de a găsi soluții pentru ca România să meargă mai departe. Ați cerut medierea președintelui Claus Iohannis?
Am avut o discuție cu președintele acum ceva timp, acum câteva ore. Vom vedea dacă va fi necesară și medierea președintelui. Ce alte variante există, având în vedere că există un anunț ferm și oficial al lui Ludovic Orban pentru susținerea continuare a lui Florin Câțu? Ce variante de rezervă există pentru această coaliție de guvernare? Am toată încrederea în înțelepciunea și maturitatea membrilor coaliției în ședința pe care o vom avea astăzi, astfel încât să găsim modalitatea de a funcționa mai departe. Miza este să guvernăm pentru România care ne privește și nu. Și răspunsul este foarte simplu și l-a dat, sunt de acord total cu premierul în această dimineață. România nu stă într-o singură persoană. Sunt 100% de acord cu asta. Există vreo șansă ca Alianța USR Plus să rămână în guvern, într-un guvern condus de Florin Câțu? Și ca să completez, aveți mandat pentru ieșirea de la guvernare? În momentul de față, aceasta a fost decizia Biroului Naționale Reunite, vom avea o discuție de coaliție, într-un termen cât mai scurt, pentru a discuta acest subiect a retragerii încrederii premierului Florin Câțu. Vom vedea care vor fi concluziile și în funcție de aceste concluzii vom merge mai departe. Este o discuție politică, așa cum se întâmplă întotdeauna în coaliție. Până astăzi, și acest lucru cel mai important, toate deciziile majore au putut fi și au găsit consensul și înțelepciunea necesară. Sunt convins că asta se va întâmpla și în perioada următoare. Mulțumesc frumos! L-am urmărit pe vicepremierul Dan Barna, președintele USR, declarații șoc făcute din Parlament. Se cere demisia premierului Florin Câțu în acest context, în acest scandal iscat pe marginea demiterii lui Vlad Voiculescu. Demiterea din această dimineață a ministrului Sănătății este o decizie unilaterală și imatură politic. Am fost invitat la o discuție în care mi-a fost comunicată o decizie deja luată. Nu am fost consultat, a spus în urmă cu foarte puțin timp și l-ați putut urmări și dumneavoastră pe Dan Barna. Alfred Bulai este în direct alături de noi. Vă mulțumesc tare mult, domnule sociolog, pentru intervenție. Avem foarte multe declarații interesante pe care aș vrea să le recapitulăm puțin împreună. Ceea ce am înțeles în acest moment de la vicepremierul Dan Barna este faptul că în această dimineață i s-a comunicat decizia de demitere a ministrului ministrului Vlad Voiculescu și că se cere în acest moment de către Alianța USR Plus demiterea lui Florin Câțu, retragerea sprijinului în coaliția de guvernare. Cum să traducem toate aceste declarații? Deocamdată, ceea ce este evident este faptul că, așa cum era de așteptat pentru partid care totuși conduce guvernul, au fost primii la mutare, adică au făcut ceea ce o mare parte din populație aștepta, demiterea ministrului Voiculescu, care a acumulat, în primul rând, prin efortul propriu, o serie întreagă de nemulțumiri publice și indiscutabil la nivelul unei părți din USR. Acum, sigur, reacția USR-ului e pe măsură în sensul că încearcă să sugereze că e o problemă tocmai pentru ca să aibă un termen de negociere cu PNL-ul. Din câte înțeleg, domnul Klaus Iohannis s-a situat foarte clar de data aceasta în sensul în care nu a intervenit în acest scandal și înțeleg că a semnat deja decretul s-a respectiv. S-a întâmplat deci, la prânz acest lucru în jurul orei 12. Deci, asta nu e chiar un semn foarte bun pentru USR, pentru că e clar că Klaus Iohannis s-a situat deja de o parte a baricadei, era complet aiurea pentru el să încerce să sugereze că domnul Voiculescu e bun, pentru că totuși e politician cu atâta experiență încât să știe că era un cost aberant pentru domnia sa, pentru că, indiscutabil, orice ministru teoretic ar fi mai bun decât domnul Voiculescu, inclusiv din partea USR-ului, că și USR-ul poate să aducă și pe altcineva. Din acest punct de vedere, sigur că e un joc politic ceea ce face domnul Barna. Nu putea să accepte pur și simplu pentru că ar fi vrut ca să se negocieze înainte cu domnia sa. Probabil că nu a fost decât informat. Însă aici sunt două scenarii pe care le putem lua în calcul. Unul în care deja s-a pregătit un alt gen de guvernare, adică prin ieșirea USR-ului e clar că trebuie să ajungă din nou în Parlament.
Sau este o negociere în care USR-ul va primi niște compensații și va accepta în cele din urmă negocierea. Va ieși dar această discuție urgentă pe care o solicită în momentul acesta Dan Barna, în vederea retragerii încrederii lui Florin Câțu sau găsirii unor soluții pentru ca această formulă de guvernare să meargă mai departe, cum poate fi interpretată, domnule Bulai? E o modalitate de șantaj cu ghilimele de rigoare pentru PNL, având în vedere că Ludovic Orban, în urmă cu o jumătate de oră aproximativ, a spus clar, îl susținem în continuare politic pe Florin Câțu. Da, amândouă sunt gesturi politice, nu înseamnă că asta se va întâmpla, adică există, cu siguranță, vor fi discuții, negocieri. Mă aștept ca Klaus Iohannis să iasă și să ceară partidelor responsabilitate și rezolvarea imediată, rapidă a crizei, dar din moment ce l-a semnat demiterea, deci lucrurile sunt clare, pornesc de la ideea că domnul Voiculescu nu mai este ministru, și atunci USR-ul își asumă pe față poziția de a fi inclusiv împotriva lui Klaus Iohannis, nu știu dacă le convine acest lucru, sau acceptă niște termeni ai lucrurilor, adică o stabilitate oarecare, inclusiv să-l numească pe altcineva, pe ideea că se renegociază protocolul, mă rog, lucruri de genul ăsta. Acum, este foarte posibil să fie deja un scenariu deja gândit pe Klaus Iohannis sau la nivelul de Cotroceni, în care de fapt avem și viitoarea structură guvernamentală care poate să excludă USR-ul. Da. Nu e exclus acest lucru, inclusiv o formulă non-politică cu un guvern care să fie tehnocrat. Mă rog, nu uitați că ceea ce urmează în România e groaznic. Nu pandemie, pandemia e o glumă. Absolut. Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor Bulai, pentru intervenție și pentru aceste comentarii. Îl salut și pe Sebastian Burduja, este deputat din partea Partidului Național Liberal. Vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cum primește Partidul Național Liberal aceste declarații ale lui Dan Barna, din urmă cu foarte puțin timp? E clar, USR cere în acest moment retragerea sprijinului politic al premierului, cu alte cuvinte, demiterea lui Florin Câțu din această ipostază de premier al României, pentru ca această formulă de guvernare să meargă mai departe. Primim aceste declarații cu prudență și credem că sunt date la cald. Nu cred că cineva are o asemenea atitudine de a arunca țara în aer în plină pandemie pentru o singură persoană. Premierul Florin Câțu a luat o decizie constituțională validată prin revocare de președinte și are tot dreptul să ia aceste decizii ca lider al guvernului, ca lider al echipei. Ea este o decizie bazată pe rezultate, pe management defectuos la nivelul ministerului. Nu știu cu ce mafie s-a luat la trântă domnul Voiculescu, dar cred că toată țara a văzut că au fost probleme de management acolo pe care premierul le-a apreciat ca atare și a luat această decizie. Acestea fiind spuse, coaliția nu este bazată pe un om sau pe altul, e bazată pe un program de guvernare, pe principii și pe un angajament în fața țării întregi de a guverna în această perioadă extrem de grea de pandemie. Absolut de acord cu dumneavoastră, domnule Burduja, însă în cazul în care se decide remanierea unui ministru, nu se cer punctele de vedere tuturor conducătorilor acelei alianțe? Am văzut pe Facebook la domnul Cioloș că habar n-avea de întâlnirea dintre Dan Barna și Florin Câțu. Am văzut din declarațiile domnului Barna că acesta din urmă a fost doar informat cu privire la o decizie deja luată și nici de cum consultat. Da, trebuie să vedem toate detaliile acestor întâlniri. Cred că și premierul va da mai multe detalii despre discuția pe care înțeleg că a avut-o cu domnul vicepremier Barna. Și exact ce s-a discutat acolo eu nu pot să știu, dar cred că decizia luată a fost cea care s-a impus în aceste condiții. Credeți că ar fi dispus Partidul Național Liberal să renunțe la Florin Câțu? Florin Câțu a declarat-o și președintele Orban, are toată susținerea Partidului Național Liberal. Dânsul a obținut
încrederea Parlamentului, în primul rând în baza votului românilor. Lucrul ăsta, și nu cred că o schimbare de guvern acum e ceea ce țara are nevoie. Din contră, avem nevoie de maturitate politică, de stabilitate. Nu cred că pentru un ministru sau altul trebuie să cadă un întreg guvern, mai ales că, haideți să fim cinstiți, suntem într-o perioadă grea, avem măsuri de luat, avem vieți de salvat, avem o economie de repornit, deci stabilitatea mai presus de orice. Vă mulțumesc tare mult, Sebastian Burduja, pentru această intervenție și pentru comentarii. Reținem așadar informația momentului. Premierul Florin Câțu nu mai are susținerea celor de la USR Plus sau unei părți din alianță, din coaliția de guvernare. Dan Barna, șeful USR, cere de urgență o întrunire a coaliției de guvernare pentru stabilirea unui numitor comun, pentru ieșirea din acest impas, deoarece invocă faptul că nu a fost consultat cu privire la decizia de a-l demite pe ministrul sănătății Vlad Voiculescu, ci doar informat. O să continuăm să urmărim acest subiect, bineînțeles, și o să discutăm în continuare tot despre ceea ce se întâmplă la Ministerul Sănătății după demiterea lui Vlad Voiculescu, pentru că Adrian Viner este în pole position în acest moment pentru funcția de ministru al sănătății, potrivit bursei zvonurilor. Există însă o problemă. Acesta face parte din USR în condițiile în care Vlad Voiculescu era din partea Plus, cei care dețin portofoliul sănătății. Care sunt celelalte nume care au fost aruncate pe piață în ultimele ore, ne spune chiar acum colega mea, Gabriela Del Pupo. Te urmărim, Gabi, bună ziua! Bun găsit, încă de azi dimineață se fac tot felul de presupuneri. Printre numele vehiculate ar fi reîntoarcerea lui Nelu Tătaru, dar știm că această informație care a tot circulat a fost infirmată practic indirect de către președintele partidului PNL, Ludovic Orban, care a precizat că portofoliul aparține alianței USR Plus și că PNL nu vrea să îl câștige prin gestul pe care l-a făcut premierul Florin Câțu. Deci, practic, nu putem vorbi de o reîntoarcere decât poate în cazul unui interimat. Știm foarte bine că Dan Barna a refuzat acest interimat, deci în acest moment trebuie luată o decizie rapidă care să asigure stabilitatea ministerului în următoarele săptămâni până vor avea loc aceste negocieri. De asemenea, și propunerea lui Adrian Viner se pare că nu ar fi susținută de cei de la Plus, care ar dori tot un reprezentant din partea partidului. Și după cum spuneai și tu, a mai fost vehiculat numele lui Alexandru Rafila. Bineînțeles, această variantă este aproape imposibilă în cazul în care coaliția va continua în formula pe care o știm. Mulțumim foarte mult, Gabriela Del Pupo, a fost în direct. Doar 4 luni a rezistat de această dată Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății, 4 luni însă în care a fost de departe cel mai contestat ministru și în care s-a remarcat mai mult prin gafe decât prin acțiuni concrete. Fostul ministru lasă în urma lui o situație dezastroasă, fără locuri la tăim prin Val 3 și cu pacienți care mor în paturi improvizate de autorități. Ok, eu o să prezint modul de calcul al incidenței, după care vă invit să adresați întrebările către domnul doctor Arafat. Vlad Voiculescu a fost lăsat acum să se distreze în voie. Venit la Ministerul Sănătății cu promisiunea unei reforme profunde a sistemului, politicianul Plus a reușit să se remarce doar prin scandaluri și gafe inexplicabile. Problemele s-au ținut scai de Voiculescu încă de la început. Primele proteste împotriva acestuia au apărut după incendiul de la Matei Balș, în care zeci de pacienți și-au pierdut viața. Voiculescu a avut atunci o reacție mai mult decât bizară. Schimbarea fotografiei de profil de pe Facebook la doar câteva ore de la tragedie a fost considerată o bătaie de joc la adresa celor care și-au pierdut viața. Un alt scandal a fost legat de campania de vaccinare. Fostul ministru a intrat în conflict cu aleșii locali după ce le-a dat sarcină directă să facă centre de vaccinare, dar nu le-a oferit și resursele financiare. De altfel, Voiculescu a reușit să se certe apoi și cu Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei. Dar poate cele mai mari probleme au fost chiar în ultima săptămână de mandat. Mai întâi, Voiculescu s-a făcut de râs după ce s-a dovedit că nu știa de ordinul prin care sunt îngropați morții COVID.
Cadavrele contaminate ca urmare a infecției COVID-19 confirmate prin teste specifice de laborator care au fost autopsiate se îmbălsămează cu caracter obligatoriu la sfârșitul autopsiei pentru a preveni transmiterea infecției. Aceste cadavre se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă înainte de a fi introduse în sac. Deci, practic, ați fost informat greșit. Bun. O să verific lucrurile. Ați spus că nu există așa ceva. Bun. Altă întrebare. A revenit asupra declarației și și-a cerut scuze. A urmat apoi momentul halucinant cu evacuarea în miez de noapte a spitalului Foișor. Premierul Florin Câțu a dat de înțeles încă de atunci că așteaptă demisia de onoare a lui Voiculescu, dar acesta i-a răspuns sfidător. A fost în zilele acestea mult, foarte mult, cred că prea mult zgomot politic. Aici la Ministerul Sănătății am preferat să facem și vom prefera în continuare să facem ceea ce e cu adevărat important. Și anume să vorbim cu pacienții, cu medicii, cu personalul medical, să vedem de ce este nevoie și ceea ce trebuie făcut. La începutul acestei săptămâni a venit și tragedia de la Victor Babeș. Voiculescu nu l-a anunțat pe premier că s-a produs o tragedie și a apărut să dea explicații abia a doua zi după ce 3 pacienți au murit într-un tir ATI. Picătura care a umplut paharul a fost schimbarea criteriilor de carantinare, fără o consultare. Premierul Florin Câțu a aflat de la televizor că Bucureștiul ar putea intra în carantină înainte de Paște, după noile criterii ale lui Voiculescu. Liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat prompt pe rețelele de socializare după ce premierul Florin Câțu a decis să-l demită pe Vlad Voiculescu. Ciolacu susține că revocarea ministrului sănătății a venit prea târziu pentru români. De aceeași părere sunt și senatorul PSD Gabriela Firea, dar și deputatul Alexandru Rafila. Eu consider că este un gest de responsabilitate al primului ministru. Vine târziu, este adevărat. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, în ultimele luni, în mod evident, a dus la pierderea controlului pandemiei. Ne găsim astăzi în fața unei decizii a primului ministru, Florin Câțu, de revocare din funcție a domnului ministru Vlad Voiculescu, a secretarului de stat Andreea Moldovan. Considerăm că este perfect justificată. Colegii săi din PSD sunt și mai virulenți. Revocarea lui Vlad Voiculescu a venit mult prea târziu pentru mulți români care și-au pierdut viața sau și-au distrus sănătatea. Sunt 4 luni în care au ars spitale, în care morții de COVID au fost batjocoriți, în care bolnavii în stare gravă au fost evacuați din spital în miez de noapte, în care pacienții au murit cu zile din cauza avariilor de la instalațiile cu oxigen. Și fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis pe contul ei de Facebook un mesaj dur la adresa ministrului demis al sănătății, Vlad Voiculescu. Aceasta a arătat cu degetul către cei ce au condus Ministerul Sănătății în ultimele 4 luni. Firea acuză că din cauza gestionării proaste a situației pandemice, bolnavii de COVID-19 au fost batjocoriți sau chiar au murit din cauza problemelor din spitale. Am revenit în direct. 1521 de pacienți sunt internați în acest moment la terapie intensivă. Autoritățile au raportat astăzi peste 4000 de cazuri noi de infectări și 167 de decese. În București, rata de infectare a ajuns în acest moment la 5,87 la 1000 de locuitori. Și stăm de vorbă despre toate acestea cu medicul infecționist Voichița Lăzureanu. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua! Cu plăcere, bună ziua! Cum să traducem aceste cifre, doamna doctor? Mă, este foarte greu doar de pe o zi pe alta să tragem niște concluzii. Trebuie privit așa în ansamblu și mai ales trebuie să ne gândim că au fost câteva zile calde, au fost și acele meeting-uri unde nu s-a prea purtat mască, așa că era firesc cumva ca numărul de cazuri să crească. Eu pot să vă spun mai îndeaproape vis-a-vis de județul Timiș, unde cazurile sunt în scădere, din fericire, la un număr totuși foarte mare de teste care se fac la noi. Așa că cred că zonal trebuie privite mai degrabă lucrurile decât la nivel național. Acolo unde s-a intrat mai târziu, în vârful valului 2, acolo cazurile sunt încă multe și sunt încă în creștere. Noi, cum am intrat un pic mai repede în acest val al treilea, se pare că suntem pe un trend descendent. Da, dar ceea ce nu minte este cifra de la terapie intensivă. Avem în continuare peste 1500 de persoane internate acolo, ceea ce ne relevă o situație deloc plăcută. Da, cazurile, din păcate, de terapie intensivă sunt multe, sunt la persoane din ce în ce mai tinere și noi avem acum în terapie intensivă pacienți intubați, ventilați, puțin peste 40 de ani, ceea ce este de o gravitate pe care nu am mai întâlnit-o până acum și suntem forțați să privim
lucrurile dintr-o altă perspectivă, din aceea că vor fi din ce în ce mai mulți pacienți mai tineri, cu evoluții extrem de rapide către nefavorabil și deces, și cu o rată mare a formelor severe și critice de boală, care necesită internare în terapie intensivă, care știm cu toții că sunt pline deja de o bucată bună de timp. Vă mulțumesc tare mult, doamna doctor Lăzureanu, pentru intervenție și pentru aceste comentarii. Mergem mai departe. Calitatea rețelelor telecom riscă să fie afectată de implementarea noului 5G. Guvernul discută în prima ședință de guvern proiectul de lege și modul de implementare a acestuia. În forma prezentată anul trecut, dar și în cea din acest an, proiectul de lege poate conduce la excluderea furnizorilor chinezi de echipamente. În această situație, pierderile economice pentru România pot ajunge la peste 8-9 miliarde de euro, cifră avansată în cadrul unei analize a impactului proiectului de lege publicată în 2020. Referindu-ne doar la operatorii telecom, aceștia vor fi forțați să înlocuiască, conform analizei menționate, un număr mare de dispozitive existente. Ei vor trebui să achiziționeze ulterior dispozitive de rețea wireless și fixă la un preț mai mare, necesitând o investiție suplimentară de peste 4 miliarde de euro și costuri de inginerie. În timpul înlocuirii rețelei, operatorii vor suferi o pierdere de venituri estimată la 330 de milioane de euro. Toate aceste costuri se vor transfera în final asupra consumatorilor, atât sub forma unor prețuri mai mari pentru serviciile telecom, cât și sub forma unui impact negativ asupra calității rețelelor telecom. După adoptarea de către guvern, proiectul de lege va intra în dezbaterea Parlamentului. Noua lege va stabili cadrul general pentru organizarea în acest an a licitației pentru frecvențele 5G. Și mergem și în afara granițelor. Autoritățile germane au decis ca persoanele cu vârsta sub 60 de ani care au fost vaccinate anti-COVID-19 cu o doză de AstraZeneca să fie vaccinate la rapel cu o doză dintr-un alt vaccin. Pe data de 30 martie, Germania a decis restricționarea utilizării vaccinului AstraZeneca. Doar persoanele cu vârstă peste 60 de ani vor mai fi vaccinate cu acest ser. Cei care fac parte din această grupă de vârstă și au fost imunizați cu prima doză de vaccin de la AstraZeneca înainte de 30 martie vor beneficia la rapel de serurile BioNTech, Pfizer sau Moderna. Autoritățile din domeniul sănătății au precizat că soluția găsită oferă o bună protecție, astfel că miniștrii au urmat recomandarea emisă săptămâna trecută de Comisia pentru Vaccinuri. Noua politică este în conformitate cu recomandările lansate săptămâna trecută de Comisia de Vaccin din Germania, care a recomandat de asemenea ca a doua injecție să fie administrată la 12 săptămâni după doza inițială de AstraZeneca. Germania a decis, la fel ca multe alte țări, să rezerve utilizarea vaccinului AstraZeneca pentru persoanele mai în vârstă, deoarece s-au observat cazuri extrem de rare de tromboze la subiecții mai tineri. Până la data de 2 aprilie au fost raportate 42 de cazuri de tromboză venoasă cerebrală după vaccinarea cu AstraZeneca. În 35 de cazuri a fost vorba despre femei cu vârste între 20 și 63 de ani, iar 8 persoane au murit. Potrivit Ministerului Sănătății din Germania, circa 2,2 milioane de persoane cu vârsta sub 60 de ani au fost vaccinate cu prima doză de la AstraZeneca în ultimele săptămâni.